Bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi ca urmare a ordinului prefectului județului Bacău numărul 381 din 27.10.2020, prin care ați fost convocați în ședința privind desfășurarea ceremoniei de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârgărești. Dau cuvântul domnului subprefect Narcis Jitaru în continuare. Pentru intonarea imnului național. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, doamna secretar general al Comunei Pârgărești, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 381 din 27.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârgărești pentru data de 29.10.2020, ora 12. Întrucât din numărul total de 13 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Pârgărești au fost validate mandatele unui număr de 12 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire. Din totalul de 12 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Unești, sunt prezenți un număr de 12 consilieri și nu absentează nimeni. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Gheorghiță Marius Gabriel, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Unești. De asemenea, avem și invitații. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Pârgărești și depunerea jurământului de către primarul comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 1, articolul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este doamna Iulișca Victoria, născută la data de 20.09.1962. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Alexe Alin Romeo, născut la data de 25.03.1994, și doamna Butucaru Daniela, născută la data de 31.10.1983, care sunt invitați împreună cu mine să desfășurăm conducerea ședinței. Doamna președintă de ședință. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei mai tineri vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Pârgărești în conformitate cu legea. Dau citire ordinii de zi a acestei ședințe. Punctul 1.
depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești, în scopul constituirii Consiliului Local Comunei Pârgărești, județul Bacău. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârgărești. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct din ordinea de zi. Depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Pârgărești, județul Bacău. Iar acum o invit pe doamna Giurgiu Moldovan Diana, secretarul general al Comunei Pârgărești, județul Bacău, să prezinte încheierea instanței de judecată prin care sunt validate mandatele. Judecătoria Onești dispune, în temeiul articolului 114 din 957/2019, validează mandatele candidaților George Levente Balas, Alexe Alin Romeo, Ioan C. Emanuel, aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară, Torvoș Vincențiu Florin, Iulișca Victoria, Bortoc Gabriel, Bejenaru Nicu, Butucaru Daniela, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Budău Cristinel, ales pe lista Partidului Uniunea Salvați România, Lenghen Mihai Emil, Bortoș Gabriela, Bodea Gheorghe, aleși pe lista Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local ai Comunei Pârgărești, județul Bacău. Invalidează ca urmare a declarației de renunțare mandatul domnului Gheorghiță Marius Gabriel de la Partidul Social Democrat. Trebuie să vă desfășura ceremonia de depunere a jurământului. Da. Explicați de ce. Imediat. Procedura, da? Da, procedura. Așa, jurământul se depune după următoarea procedură. Președintele de vârstă, Iulișca Victoria, va invita în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul, iar aceștia, pe rând, vor veni în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă pe Constituție și pe Biblie și va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credință imprimat pe un formular special. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire și unul va fi înmânat consilierului local. Da, asta. Liberați puțin. Da, prima o voi da, doamnei. Da. Vreau să te exprima? Da. Ca să dau citire celorlalți. Da, 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 da. Da, da. Uitați-l așa. Așa. Uitați-l aici. Una secundă. Așa. Ne ridicăm în picioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Da. Acum aveți citit în ordine. Domnul Alexe Alin Romeo. Cum l-ați stâng aici? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Bejenaru Nicu. Cu mâna cu stânga aici. Stânga. Stânga, stânga. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Emoționat, emoționat, că asta, nu?
Nicola și aceea dumneavoastră. Domnul Bodea Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac de bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgăriș, așa să-mi înalți pe Dumnezeu. La ce vă luați? Ia dumneavoastră. Domnul Bogdan Gabriel. Cu stânga. Nu, cu stânga. Da. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele Comunei Pârgărești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Doamna Bortos Gabriela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Budău Cristine. Nu, uitați, atât am zis. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru mine locuitorul Comunei Pârgărești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Aici? Da, da. Unu și exemplarul dumneavoastră. Așa. Doamna Butucar Daniela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Dorvăș Vincențiu Florin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Gheorghe Levente Baraj. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ioan C. Emanuel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Lenghez Mihai Emil. Jur să respect Constituția, legile și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea. Pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Noul Consiliu Local, aș dori să urez o activitate rodnică plină de împlinire în slujba comunității locale, care ne-a acordat întreaga încredere. Vă mulțumesc!
Potrivit articolului 118 alineatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local Pârgărești. Deoarece au depus jurământul număr de 12 consilieri, Consiliul Local al Comunei Pârgărești este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Punctul 2. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârgărești. Aș vrea să citesc încheierea privind validarea dânsului ca primar. Dosarul numărul 4638/270/2020, încheierea numărul 1964, care spune așa. În numele legii dispune. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 65 al Comunei Pârgărești, județul Bacău. În baza articolului 149, alineatul 1, din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Pârgărești, județul Bacău, obținut de domnul Gheorghiță Marius Gabriel, candidatul formațiunii politice Partidul Social Democrat. Încheierea se comunică de îndată prefectului și secretarului general al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Pârgărești. Domnul primar, vă invităm să depuneți jurământul. Ești în picioare. Uite aici. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgărești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Permisiunea dumneavoastră, o să stau mai la distanță. Nu, lăsați masca. Da. Lăsați. Domnule subprefect, că s-a și rupt, respect distanța. Domnule subprefect, doamnelor și domnilor consilieri, doamnă secretar general, înainte de toate, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc alegătorilor Comunei Pârgărești pentru alegerea pe care au făcut-o în 27. Mulțumesc. Pe care au făcut-o în data de 27 septembrie, prin care au acordat încredere și au ales faptele, au ales cum au crezut dânsii că trebuie să fie condusă această comună. Pentru mine personal, lupta politică s-a încheiat ca de fiecare dată în seara alegerilor. Consider că această pandemie trebuie să ne unească și nu să ne dezbine și va trebui să lucrăm împreună, vrem, nu vrem, mai ales că avem și consilieri noi care sunt la primul mandat, dumneavoastră sunteți cu experiență. Acum nu știu, domnul Dorvoș, să spun cu experiență sau fără, că a mai fost, a mai plecat, dar este un om cu experiență. Cu siguranță că vom forma o echipă prin care să lucrăm doar în folosul cetățeanului. Și mă mai repet încă o dată, pentru mine
lupta politică s-a încheiat, chiar dacă am fost ales primar dintr-o conjunctură politică, eu prefer 4 ani de zile împreună cu dumneavoastră să fac administrație pentru comunitate. Asta am învățat-o din experiența anilor ce am avut și am lucrat în administrație la nivel local și județean și de asta toată încrederea mea și orice problemă aveți o vom rezolva doar împreună. Dezbinarea niciodată nu a dus nimic bun pentru nimeni. Vă mulțumesc mult, vă doresc multă sănătate și putere de muncă ca să putem continua proiectele bune, să le reevaluăm dacă nu sunt bune și să le facem să fie bune. Vă mulțumesc mult, multă sănătate, iar locuitorilor Comunei Pârgărești le mulțumesc încă o dată pentru încrederea avută și oricând mă vor găsi în primărie sau acolo unde va fi nevoie de mine, voi fi acolo. Multă sănătate, Doamne ajută, domnule subprefect, vă rog să transmiteți salutările noastre și domnului prefect și instituției din care faceți parte și ori de câte ori vom avea nevoie de dumneavoastră, știu că sunteți prezent și un om dinamic și cu siguranță că ne veți ajuta. Mulțumesc că zi frumoasă! Dacă mai dorește cineva să... Domnule subprefect, domnule primar, domnilor și doamnelor consilieri locali. Mandatul meu de primar a încetat azi, odată cu depunerea jurământului depus de primarul nou ales. Misiunea mea în această funcție a luat sfârșit, dar voi continua în funcția de consilier local al Comunei Pârgărești. Îi urez domnului primar nou ales mult succes, multă răbdare și multă putere de muncă, deoarece va avea nevoie. În cei 4 ani de activitate am demarat mai multe proiecte. Unele sunt finalizate, altele în curs de execuție, unele sunt depuse pentru finanțare, altele sunt în faza de documentație, avizări, studii de fezabilitate, altele cu autorizații de construcție emise și pregătite pentru scoaterea la licitație a lucrărilor. Toate au fost trecute în raportul primarului la sfârșit de mandat și le găsiți pe toate la funcționarii din aparatul de specialitate a primarului. De asemenea, pot să vă informez că Primăria Pârgărești nu mai are datorii la apă, salubritate și alte servicii contractate. Cu plățile suntem aproape la zi, sunt lunile anterioare. De asemenea și cu salariile pentru salariații instituției. Domnule primar, domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință că la data de 30 septembrie 2020, Primăria Pârgărești are un excedent acumulat în sumă de 7 milioane de lei, din care urmează să achitați lucrările care sunt în faza de recepție, că sunt câteva, altele în faza de execuție și mai rămân banii și pentru celelalte proiecte. Deci, am dublat excedentul anului 2016, deoarece am atras fonduri europene și guvernamentale, iar pe lângă toate acestea am promovat comunitatea în țară și în străinătate. Vă rog, domnule primar, să aveți grijă de echipa de funcționari care sunt în instituție, deoarece veți face treabă bună cu ei. Un primar fără funcționar nu va face nimic, pentru că ei sunt profesioniștii de care veți avea nevoie. Ați vrea să vă opriți cu recomandările? Vă mulțumesc tuturor! Dar nu e nicio recomandare, am zis să vă mulțumesc, să vă spun. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine, de echipa mea, în cei 4 ani de activitate. Mult succes tuturor, pentru că ne așteaptă vremuri grele. Iar acum, la urmă, voi spune, am trecut și peste asta. Am făcut-o și pe asta. Și vă mulțumesc, domnilor consilieri! Ceva meritat? Nu cred. Este un moment solemn, fiecare are dreptul la cuvânt. Cred că e păcat să stricați totul chiar acum la sfârșit. Dar dacă se poate fără recomandare. Aceeași rugăminte și pentru dumneavoastră, domnul primar. Dar chiar este un moment solemn, fiecare aveți dreptul la cuvânt. Și dumneavoastră, de aceea vă rog, doriți să vorbiți și dumneavoastră?
Cine dorește, poate să... Nu contează, sunt aici pentru acest lucru. 10 minute, jumătate de oră, cât e necesar. Dacă nu, doamna secretar general, vă rugăm să amintiți domnului consilier și domnului primar despre regimul incompatibilităților și alte chestiuni legale. Am dat la toată lumea materialul despre care ați amintit. Deci sunt informați. Sunt informați, cum să... Dacă nu mai vrea nimeni să ia cuvântul, invit pe doamna președintă de ședință să închidă această ședință. Dat fiind faptul că am epuizat ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Părgărești. Și vă mulțumesc pentru participare. Dar mai permiteți-mi să-i urez un călduros la mulți ani domnului subprefect de ziua onomastică, că azi este Sfântul Narcis. Da, mulțumesc! La mulți ani!